Facem în plin o două ore. Cam așa e. Furtunul vine până asta, coboră jos, pe acolo, merge pe sub și vine aici, unde e degetul meu. Și aici e un teu de asta în ea. Pompa îl pompează de acolo, de la ieșire, de acolo. Tac, tac, tac. Și am ori îl trimite înapoi până asta, acolo, ori dacă nu, de aici îl închid, nu mai vine în sus, că mere pe teul ăsta, mere în jos și vine la pistol. Na, cam asta e tot. Nu-i mare filozofie. Bun. Tu și dăm sirop la roi. La roi care au fost transferați anul trecut, în stupi de 12 rame. Astăzi le voi da sirop cu pompa, sirop cu promotor. No, până acolo am făcut azi dimineață și acum am fost acasă la miaz. Am fost de am mâncat și am încărcat sirop. Acum suntem după masa, continuăm. Da, la rui ăștia, dacă vă amintiți, le-am pus tăvița de asta cu turtă. Cei care mai știți. Ei s-au dezvoltat foarte fain, să vede că deja albinele sunt peste tot. Adă-l pe rogmăturici, că acolo e paripă. Da, ei iau acum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rame de albină. Dar izolația încă le-o las, nu o scot afară. O las aici. O să las și asta să filmeze, văd eu dacă face gălăgie prea mare. Pompa de la sirop. O să pun o muzică pe fundal. Ia să vedem următorul. Asta iarăși e foarte fain. Mai încap albinele, ia să vedem. Așa. Bun, nu încap albinele. Trebuie să se înghesuie. Încet, încet mă duc să nu le strivesc. Dacă mai deschid încă unul sau doi, și apoi o să caut unul care să fie mai... Să-l deschidem, să scoatem ramele. Să scoatem ramele afară, să-i vedem puietul. Așa au fost tratați, numai cu oxistrip. Mi se pare că arată super fain doar la tratament de oxistrip. Am albinele care îmi rămân aici, ca să nu le prind între hrănitorul podișor și izolație, le dau cu mătura jos.
Așa. Întoarcem aici. Ia să vedem ce se vede. Asta a fost mierea aia falsă, de i-am pus iar, dacă vă amintiți. Da, ăsta e mai micuț. Ăsta e mai micuț. Nu e nicio problemă. Pompa 4 s-a activat. Pompa 4 cu promotor. Așa. De 50 de lei, vă rog. Bun, mergem la paletul următor. Da, astea au fost primele care le-am pus în pungă de asta de nylon. Hai, hai.
te puse în pungă. Ia! Ia tăiași. Problema. Ia. Cum? Mai bun. Ce pișa. Dar vezi că n-are rezerve de hrană prea multe. Deci îți pui prop. Da. Dar nu te dai, vor păduc, ceva. Da. Nu? Da. Da, da, avea o grămadă de pâlpă. Da. E, dar văd, ce aici am o grămadă de pâlpă. Asta folie. Thank you.
albinele. Cred că urmează să ploaie. Nu mai e în cap, tăinte. Cum aici, mai norat. Deci dai mie în față. Dau în față. Sirop. 285 de mililitri. Că trebuie să o rămas o albinuță. Trebuie să o salvăm. Ia că asta a trecut. De până jos acolo, trântă. Îl ia. Doar de unde sunt picure. Două picure. Dă-mi pe pauză, că la asta nu o să-i fac un test. Da. Acum la asta frumos m-am gândit să-i facem un test de varoa. V-am spus că și-au fost tratați numai cu oxy strip. Îs curios cât de tare e infestat. Așa că vom spăla niște albine cu lichid de parbriz. Așa, să-i dăm un pic de pum. Vremea rea, de afară, îl face un pic agresiv. No, plus că eu am urlat cu el, așa mai sovaj. Ia să vedem.
Bine. Da. Aici avem, văd că avem și trântori. Ia să luăm albine și de pe trântori. Adică albine. Să luăm și trântori în testa. Așa. Dar să vedem să nu fie marca pe aici. Ar fi păcat să prindem și marca, nu? Dar am să caut să prind și trântori. Bun, e capacul de rog să-l pui după ce. Dăm de sus în jos. Dăm pe partea asta altă. Bun, pune capacul. Așa. Bun. Lasă-l de acolo, hai să-l închidem pe ăsta. După aia le clătim pe alte. Așa. Ia ce avem și după izolație. Ia ce aici. Bun. Ce punem și ceva miere. Bun. No, asta la cât e de mare, nu mai punem. Bun. Așa. Nu, da. Lasă așa. Lasă așa că merem și facem testul cu bălăceala. Urban, așa zice că treaba. Învârtite. Da, acum avem și trântori aici. Și albine. L-am luat de pe puiet. Ar trebui să vedem ceva. 1, 2, 3. Numai 3. Ia de aici să vedem. Nu știu dacă se poate vedea. Acolo e 1. Acolo e 2. Și aici e 3. Acolo e o mizerie. Acolo e numai o mizerie. 3. Mai scuturăm. Poate mai vin și alții. La apel. Așa, le învârt și mai lent. Învârti și mai energic și mai lent. Opa, albine care vor să... Să mă... Așa. Haps, am mai sărit unul. Uite, acum am 4. 1, îți doi unul lângă altul. 3, 4. 1, 2, 3. Și aici 4. Dar totuși mi se pare foarte puțin. Îmi pare foarte puțin, o să vă și arăt câte albine am luat. Aici, în ăsta. Am luat pe ăsta 300. Deci se vede acolo. E un pic pe ăsta lungă. Deci nu o să le tratez acum. Nu o să le tratez, uite aici se vede mai bine. Uite așa. Ia să luăm un pai. Așa. Un băț. Și să vedem. Acolo e 1. 1.
2, 3 și 4. Acolo e ceva mizerie. Nu știu ce se focalizează așa rău. Da, așa numai, atâta poate telefonul să focalizeze. Dar numai 4. Sunt doar 4. Bun, asta e. Îi dăm sirop și tratament mai vede la toamnă sau îl mai testăm între timp. Mergem înainte cu lucru. Uite ce e aici. Să nu roiască. Trebuie să punem magazia pe el? Încă nu. Aici avem o problemă, aici mai facem un test de varoa. Ia priviți ce avem aici. Facem așa. Asta. Aici mai avem. Ia, ce se întâmplă aici? Mai facem un test de varoa. Nu arată așa rău.
Îmi pui niște lichid de parbriz. Tăpă la ăla și pun din altul, te rog. Facem testa asta. Hrană mai puțin. Are. Mă uit să văd dacă are albine cu aripi deformate. Da, am și văzut unul. Ia să vă arăt. Uite, ai unde ești. Unde am văzut-o? Unde a fugit? Nu. Uite acolo. Aici, la degetul meu. Uite acolo. Uite asta. Aia. Na. Asta înseamnă că avem infestare de varoa. Facem un test și apoi îl notez ca să-l tratez, că n-am tratamente la mine. Dar se vede că predomină albină tânără. Ia să vedem. Așa ceva. Mai scoatem o ramă, să o luăm cât mai de la centru, deși nici nu știu de unde mai o chestie. Așa ceva. În primul rând, să mă uit să nu am matca. Asta e cel mai important. Dar varoa avem, asta e clar. Uite păhărelul aici. Nu, no, albine care stau furtine. Bun, deschid acolo capacul. Ia să vedem, să se și vadă ce fac. Da, uite, acolo încă una. Deci aici ar trebui să găsim o infestare mai mare a cât am luat. O grămadă. Bun. Îl închid la loc. Scutur, albinele și pe ăsta îl notez. Îl iau la colimatoriu. Așa. Ia să scuturăm. Să scuturăm aici, ai? Normal ar trebui să pice mai mult varoa la asta. Dacă sunt deja albine cu probleme, trebuie să pice mai mult varoa. Învârtesc și mă uit. Oh, da. Trebuie să deschid ca să vă arăt, ca să-mi focalizeze mai bine. Aici avem. Uite cum stau. Numai aici văd vreo 10. Acolo nu. Dar sunt. Sunt. Mai amestecăm. Da. O să-i număr. O să-i număr, dar sunt.
Bun. Cam asta e treaba. Cam asta e, uite, ia să vedem aici. Na, îs, nu știu, până în 10, da? Infestare mare. Infestare mare în orice caz. O să-l notez și să știu că trebuie să-l tratez. L-am mai scuturat ăsta și până să cadă 17 au căzut. 17 varoaie, vedeți aici. Așa, unde mai este? Atât. Acolo. Să văd, cred că. Da, 17 varoa. Destul de tare infestată.